Mai toți jurnaliștii din Giurgiu sunt împotriva primarului și toate tunurile sunt pe barbu. Asta spune chiar primarul, care se plânge că are parte de o presă ostilă, o presă care, în viziunea sa, vede doar gropile din oraș. Dacă mă uit acum și citesc tot ce se scrie în presă, cred că sunt inamicul public numărul 1. Mi se scot și ce n-am făcut eu. Că-s grup pe străzile cu tare, că sunt așa, le-am luat. Văd zilele trecute pe o anumită televiziune, una din cele trei, că nu contează. Toate sunt împotriva. Deci nu pot. La una mai am o jumătate așa, mai scrie ceva și dă bine, așa o știre din 5-6. Dar la celelalte, din 5-4 sunt negative de oraș. Că e o groapă acolo, că e o baltă acolo, că pe străzile din zona aceasta, din spatele spitalului și din spatele cimitirului Zmârda sau din zona cimitirului Zmârda, e noroi, știm, e noroi, dar e în program. Și pentru că totuși recunoaște că orașul este plin de gropi, primarul promite, nici mai mult, nici mai puțin, că va asfalta tot orașul. Și nu numai că va asfalta, dar absolut toate străzile din Giurgiu vor avea canalizare. Lucrez la un proiect, îl știți cu toții, vi l-am explicat de nu știu câte ori. Așteptăm programul european ca să-l depunem, program foarte mare. Vom asfalta inclusiv toate străzile care sunt de dincolo de Ramadan, iar tot ce înseamnă în oraș le vom face din fonduri proprii până în mandatul, la sfârșitul mandatului. Veți vedea străzile din oraș toate asfaltate, veți vedea toate străzile din oraș cu canalizare menajeră și cu aducțiune de apă, toate, în afară de cele de dincolo de șoseaua Prieteniei. Întrebarea care se pune este până la sfârșitul cărui mandat vom vedea această minune, pentru că același primar anunță că s-a decis și continuă să facă promisiuni. Voi candida, eu voi candida la municipiu, nu va candida nici cine spuneți dumneavoastră, nici că mă voi duce la județ. Mi-am început un program, mi-am început un proiect, proiectul meu este municipiu. Am proiecte care am muncit acest 3 ani de zile, aceste proiecte vreau să le duc la capăt în mandatul următor. Am promis și am spus și mi-am garantat și mie și familiei mele că nu, și am promis că nu voi sta decât 2 mandate. 2 stau. Veți vedea un oraș finalizat în ceea ce privește asfaltare, total. Nu vor mai fi o străduță neasfaltată. Dacă e să ne uităm cum arată orașul acum, declarațiile primarului sunt doar un vis frumos pentru Giurgiu. Un vis în care, după 3 ani de mandat al lui Barbu, sunt prea puțini care să mai creadă. Însă vom trăi și vom vedea.